Când a intrat Diana în casă, toată lumea, absolut toată lumea, și mă refer la cei care fac parte din uh, producție, din emisiune, prezentatoarele și așa mai departe, i-a sugerat Diana că poate să cunoască pe absolut oricine în afară de Dima, pentru că toți băieții sunt doar într-o cunoaștere, nici măcar nu s-au ținut de mână, nu s-au sărutat și așa mai departe. Acum când fata asta a îndrăznit să spună că îi place un băiat, Trebuie să se ia o decizie, trebuie să se întâmple nu știu ce, că nu este moral ca Dani să cunoască două fete deodată. Păi stai, vei, frate, că sunt ca și cum sunt la grădiniță acolo, nu s-au ținut de mână, nu s-au sărutat. Maxim o îmbrățișare care a avut loc și a venit din partea Denisei cumva și se aștepta atunci dimineața, când se închideau ușile, Dani s-a dus în casa băieților, nu s-a dus el către Denisa. Era foarte amețit, Denisa a venit la el, probabil gândindu-se că fiind atât de amețit, poate o să și sărute și gen s-a terminat cu povestea asta. Dacă fata asta, Diana, a îndrăznit să spună că îi place un băiat, deși băiatul respectiv a avut unele chestii cu Denisa. Acum este cumva judecată și pusă la zid pentru acest lucru. Păi au voie să se cunoască sau nu? Sau Diana trebuia să aleagă doar dintre băieții care erau gen singuri pe bancă, Roberto și cine mai e? Atât. Că nu înțeleg până la urmă. Are voie fata asta să o cunoască pe Dani sau acum că își dorește asta o să fie criminală?